De la invaziile hunilor, germanicilor și rușilor, România au încercat să-și reîntregească patria în ciuda politicii imperialiste a statelor vecine cu țările române. Prima unire a poporului român s-a realizat la 1600 de către Mihai Viteazul, însă imediat ce acesta a fost omorât, țara românească și Moldova au fost reabsorbite în Imperiul Otoman ca provincii autonome, Transilvania a fost absorbită în Regatul Ungariei, iar Basarabia în Imperiul Rusesc. După 200 de ani, România a urmat modelul francezilor, iar prin mai multe revoluții au realizat unirea dintre principatele române, anume Valahia și Moldova, realizată la 1859 de către Alexandru Ioan Cuza, însă unirea mult răvnită a mai așteptat jumătate de secol, fiind o directă consecință a victoriei Antantei în primul război mondial. Regatul României a intrat în acest război crud în 1916 de partea Antantei. La începutul războiului, conducerea regatului încă se gândea cu ce parte să se alieze. Aliindu-se cu puterile centrale, câștigau Basarabia, iar dacă se aliau cu Antanta, câștigau Ardealul. Din fericire, în 1918, toate teritoriile române s-au unit cu patria mamă, unele chiar înainte de armistițiul de la 11 noiembrie, care a declarat Antanta victorioasă. Ca rezultat a Revoluției Socialiste din 7 noiembrie în Rusia, care a cauzat un război civil, Basarabia s-a unit cu România la 27 martie în 1918, iar ca rezultat al războiului dintre români și unghiuri, Transilvania a fost unită cu țara mamă, România, la 1 decembrie 1918. În 1923 a fost adoptată o nouă Constituție care a separat puterile în stat și a pus bazele unei societăți democratice. Visul unei societăți democratice a fost spulberat însă în 1938, când regele Carol al II-lea a instaurat o dictatură. La 6 septembrie 1940, Carol al II-lea este forțat de către prim-ministrul Ion Antonescu să abdice în favoarea fiului său, însă regele nu mai avea nicio putere în stat, ceea ce a permis alinierea cu Germania nazistă în cel de-al doilea război mondial. La 23 august 1944, dictatura fascistă a fost dizolvată cu ajutorul regelui Mihai și al trupelor sovietice care se îndreptau către Berlin. În 1945, soarta României, ca urmare a victoriei aliaților împotriva Axei, a fost decisă la conferința de la Yalta, la care au participat Franklin Roosevelt, președintele Statelor Unite, Winston Churchill, prim-ministrul Imperiului Britanic, și Joseph Stalin, liderul URSS. Aceștia au împărțit România pe un șervețel, 10% influență americană și 90% influență sovietică. La 30 decembrie 1947 a avut loc o lovitură de stat și ca rezultat a acesteia, regele Mihai I a fost forțat să abdice de către comuniștii români și trupele sovietice ocupante. În 1948, Gheorghe Gheorghiu Deja a devenit primul lider comunist al României. Acesta a legalizat lagărurile de muncă în 1950. Drept urmare, oricine exprimând opinii împotriva regimului risca să fie trimis în astfel de locuri. Deja a fost deranjat de politica hrușovistă de destalinizare implementată în anii 50, care îi punea în primejdie poziția din fruntea partidului, dat fiind faptul că statul său era stalinist. În ultimii ani ai conducerii lui Dej a stabilit relații diplomatice cu statele occidentale capitaliste, inclusiv cu Statele Unite. În 1965 acesta a murit de cancer de plămâni, însă există zvonuri că în ultima vizită a sa la Varșovia a fost irradiat. Aceeași politică stalinistă a fost urmată și de Nicolae Ceaușescu, venind la putere în 1965, însă nu a participat la invadarea Cehoslovaciei în 1968, condamnând aceste evenimente, spunând că, citez, se vor găsi mâine unii care se spună că și aici, în această adunare, se manifestă tendințe contrarevoluționare, a încheiat citatul. Acest lucru îmbunătățind relațiile diplomatice românești cu Occidentul. Nixon a vizitat România pe 2 august 1969, iar în urma discuțiilor purtate cu președintele român, Nixon și-a făcut impresia că, citez, Ceaușescu este un marxist stalinist dur, iar discuțiile cu el exclud platitudinile uzuale diplomatice, a încheiat citatul. Aceste vizite făcute de liderii din Occident și de Ceaușescu însă și-au continuat în anii 70,
răcind și mai mult relațiile diplomatice dintre Brejnev și Ceaușescu. La începutul anilor 80, Ceaușescu a dărâmat numeroase biserici în București pentru a face loc pentru construirea Casei Poporului, care astăzi poartă numele de Palatul Parlamentului și este a doua cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, după clădirea Pentagonului. Începând cu anii 70 târzii, au început să fie organizate proteste împotriva regimului comunist, acestea intensificându-se în anii 80 târzii, ca rezultat a surselor de informare din Occident și a politicii executate de Gorbaciov. Ca urmare, pe 17 decembrie 1989 încep protestele la Timișoara, la care trupele armatei, miliției și ale securității deschid focul asupra manifestanților. Pe 18 decembrie, Ceaușescu pleacă într-o vizită oficială în Iran, lăsându-i soției sale și altor colaboratori apropiați misiunea de a înnăbuși revolta, însă aceasta continuă să ia amploare. La 20 decembrie, Ceaușescu ține o cuvântare televizată ținută în sediul clădirii Comitetului Central al PCR, în care califică evenimentele de la Timișoara drept o încercare din afară de amestecare în afacerile interne și de subminare a suveranității României. A doua zi, pe 21 decembrie, o adunare populară pentru sprijinul regimului este organizată în fața sediului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, unde locul unde se află azi Piața Revoluției. Demonstrația s-a transformat într-o mișcare de răsunare a regimului. Protestatarii forțează ușile clădirii la balconul căreia se află soții Ceaușescu și pătrund, însă Nicolae Ceaușescu și soția sa scapă, fiind transportați de un elicopter care îi aștepta pe acoperișul clădirii Comitetului Central, ajungând în final la Târgoviște, la 25 decembrie, unde sunt prinși și condamnați printr-un proces stalinist cu verdict trasat dinainte de Victor Atanasie Stănculescu, aceștia fiind de executați după proces. La nicio lună de la Revoluție au început mineriadele, proteste organizate de minerii din Valea Jiului, cea mai sângeroasă dintre ele petrecându-se în iunie 1990. Mineriadele au încetat în iunie, în septembrie 1999, când Miron Cozma, liderul minerilor, a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Noua Constituție a României post-decembristă a fost adoptată la 24 noiembrie 1991 și este valabilă și astăzi. Aceasta a pus bazele statului român modern democratic, care este definit ca o republică semi-prezidențială cu ziua națională la 1 decembrie și imnul de stat Deșteaptă-te române, de Andrei Mureșanu. În 2004, România a devenit stat membru al Alianței Nord-Atlantice, al Organizației Nord-Atlantice, iar în 2007 a devenit stat membru al Uniunii Europene. În prezent, România este în anul centenarul aniversând 100 de ani de la Marea Unire, însă nu este foarte probabil ca România să se poată uni cu Republica Moldova în viitorul apropiat.